Voiam să vă întreb, că îmi amintesc că fostul primar al sectorului 6, domnul Gabriel Mutu, a încheiat un acord de cooperare între primăria sectorului 6 și sectorul Buiucan din municipiul Chișinău, Republica Moldova. Intenționați să mergeți mai departe cu acest proiect de colaborare? Cum arată lucrurile? Am mers deja mai departe cu acest proiect de colaborare. Sectorul 6 s-a angajat să susțină construirea unui parc în sectorul Buiucan din Chișinău. Am mers mai departe cu acest proiect, deci nu e niciun fel de problemă. Mi se pare că cu cât mai multe înfrățiri avem cu Republica Moldova, cu atât mai bine. Oamenii aceia au nevoie de noi, au nevoie să ne simtă aproape și noi trebuie să le fim aproape. Eu știu foarte bine Chișinău, am fost de zeci de ori în Chișinău, că am lucrat în Chișinău, am lucrat și în alte zone din Europa de Est. Au nevoie să vadă că, de fapt, noi, ca români în special și ca europeni, suntem mai aproape de ei decât alții. Și de aceea, orice proiect de colaborare putem avea cu Chișinău sau proiecte comune, le-am zis că putem depune finanțări împreună pentru diferite programe la Comisia Europeană și îi ajutăm, eu sunt pentru. Ați discutat cu primarul Chișinăului despre eventuale proiecte pe care ați putea să le faceți împreună? Nu, primarul Chișinăului discută de obicei cu primarul municipiului București. Eu discut cu pretorul sectorului Buiucani. Pretorul este, să zic așa, omologul meu. Deci un sector nu are un primar în Chișinău, ci are un pretor. Am vorbit cu dânsul, vorbim relativ des și avem mai multe idei de colaborare. Spuneați că primăria sectorului 6 va finanța, da, construirea unui parc. A finanțat deja. A finanțat? Despre ce sumă vorbim și despre ce parc? Nu mai știu exact cum se cheamă parcul, știu unde este, dar nu mai, că am trecut de multe ori pe lângă el, dar nu mai știu cum se cheamă. Este în sectorul Buiucan oricum. Suma, dacă nu mă înșel, este undeva până în 800.000 de euro pentru amenajarea întregului parc. E un parc de dimensiune măricică. Adică nu e un părculeț, adică e mai parcul. N-am criticat această, mulți au criticat această înfrățire sau l-au criticat pe Gabriel Mutu pentru așa ceva. Am o mie de alte teme pe care să îl critic pe Gabriel Mutu, dar acesta nu este una dintre ele. Adică nu văd aici o problemă. Din contră, vreau ca să mergem mai departe. Dar numai că n-aș mai finanța parc, aici era singura mică nuanță așa, deși parcășile sunt importante, aș finanța, nu știu, ceva, un element de infrastructură socială, o școală, o creșă, ceva de genul acesta, policlinică. Aveți în plan un obiectiv de genul ăsta? Să vedem ce nevoi au, pentru că totul pleacă de la nevoile sectorului Buiucani. Poate o vizită în Chișinău? Sigur că mă duc luna viitoare în Chișinău.